Ce face? Ce bate în poartă, Mișa, aici cu tine? Și închid căle acolo. Dar păi să nu încurci, că eu joc fotbal. Să nu aduci căle, măi, ce faci tu, măi? Eu mi-am găsit o nouă pasiune. Dă-te, măi, ce pasiune, dă-te, măi, că din rădea lumea, măi, pasiune, măi. Tată... Îți bat în poartă, uite, te-ai murdărit și poartă, măi. Să găsăm și eu ție vă două. Tată, eu... Nu o să mă crez. Ia uite la mine cu cine seamănă. Este. Cum e cu cine seamănă? Ia uite cu cine seamănă. Cu designer făcut, mai părți făcut cu o minge și soară. Tată, ia... Ia uite. Și voi dăm pace. Îl știi? Ia, vezi? El seamănă cu mine. Asta cine? Asta e Haaland. Ce e? Haaland, un fotbalist din Norvegia. Și el este cel mai scump fotbalist din lume. Și el seamănă cu mine. Ia! Și pe ce tu? N-ai înțeles. El este cel mai scump fotbalist din lume și el seamănă cu mine. Așa, și eu, măi, da, așa. Tu te văd de ceva și hai bine la lucru, băi, că tu n-am eu când de joacă. Ia, uite ce pot să fac eu, ia. Ia, dacă să ne pui alături, apoi o să crezi că nici nu ies nicio diferență, ia. Da, soru. Ui, este bapucul meu. Păi zic, da, sărul meu, e normal, lege. Păi ce s-a întâmplat? E crăpat steaclă. Unde? E crăpat prăbiesul. Ia, ce mă, ești, mă. El așa era. Și cum așa era, ești cu tine, mă, tu nu ești gală, de tu ești ninormal, de tu te vede și fotbalistă de cu tine, mă. Nu mă scuz, tati, mă. Stai pe loc, stai, bămic. Ei, tu să-mi cu gală, de oi, tu ți-am eu cu gala de ninormală! Ce-i mai cu voi, mai, Valeric? Voi, mai, doi, tu și tu! Și tu, de dai nimic, te mai numai ușesc, am văzut să-i scapă, Valeric, dacă o Mișa! Ne pagăriciști, Valeric! Ascult, mă, mintea copcheilor! Da, da, nu-ți scap parbizul la dată! Da, tu? Ne pagăriciști! Ne pagăriciști, stai, hu! Ce? Eu să mă duc să văd. Auzi, nu-i duci nicăieri, aduci-te la Murești cu vecinul, cu aici Andric, de foc la frunze. Iar de foc la frunze! E, fac eu că mă duc, o să mă duc, eu sunt bărbată, mă, și mă clarifică. Tu te ești, rog. Știu, Mihai, după mine, știu. Da, că... Alo, Dori, salut. Oi, salut! Dar iată, mai am o pereche ștermin, tu ce faci? Cum ești? Mai pe scurt, eu am stricat parbrizul la Duster. Adică? Cum l-ai spart? Eu n-am vrut. Și aici s-a început acum un scandal, că de ce și pentru ce și eu cred că totuși el pe mine nu mă are la suflet și hai poate vii, te rog, mai repede, că eu deja nu știu ce să mai fac. Bine, hai că în 3 ore vin la voi. Ce nu s-a prins, ai? Pa, măsă. Nu s-a prins, ai? Da, nu s-a prins. Cum s-a prins, mă, nu mai da foc atâta, oi, Andrei, oi, că ne-a fumat, ne-a capșonit în jură, prin jură, băi, și cu tine. Da, cum, mă, dar ce să fac, ai? Da, bă, tu îți dau foc, ai, dau și eu foc. Mamă, îmi dau foc, tata, îmi dau foc. Mine, îmi dau foc. Dar nu se dă foc, ai, înțelegi că tu s-a fumă, eu spăl în postelea, pup pe sârmă, gata, s-a fumat, ai, eu... Și eu auzi, nu pune frunză pe foc nici în sobă, că ți-o vede, știu, chem sectoristul și îmi zice că o să-ți prindești. Nu, gata, vse, eu am înțeles, gata. Dacă nu dăm foc. Oi, Valera, dar știi și? Ce? Dar dacă fiecare frunză, asta aveți și un dolar. Prin ce să aveți foc? Păi și de bogat să aveți și eu știu. Nu, dacă și fiecare frunză un dolar, bă, că fiecare frunză și eu, ia, băi. Și ok, și fost normal, să dai seama, auzi? Opa-cica, 100 de lei. Da. Ți-ai minte, eram dator acolo la ței cu niște bani. 34 de lei. Sunt foaia, mă, vă două, 34 de lei. Da, bani. Da, eu de mult n-am văzut bani, Valera. Cu ai văzut bani? A, dar trebuie bani. N-ai pensie, duci? Nu, eu am pensie, am tot, dar eu mie cu bani. E răspunde de bani. Ce zic, ce zic? Eu nu înțeleg, eu nu înțeleg. Cam când vrea să-mi dă, când vrea nu-mi dă bani. Nu-ți dă bani? Nu. E și la mine, e și la mine, înțelegi? Ei, da. Eu sunt bărbat în casă, bă, eu urmați, omul să mă pun în masă, tiși, o lese eu. Ia, înainte tu ai să ai grijă de bani. Ei, eu da. Eu am greșit, dar cum? Ei, bărbat, da. Zic, că tu. Și ca tare eu spun un loc, eu am învățat o schemă. Eu am învățat o schemă tare bună. Cum să iei banii, înțelegi, și femeia și nu-ți dai sala.
Ei, da. Da. Cum? Ce? Ia zi, cum? Cum? Ia. Să zici, uite. Eu vezi că am cumpărat o grămadă materiale de construcție. Am văzut, da, am văzut. Am cumpărat și oș, acolo de laminat, gres, faiasul, baită. Și a fost schema, înțelegi, uite. Uh-huh. Eu i-am zis că am dat toți banii, dar Cătălin mi-a dat banii. Cum nu i-a dat banii? Dar păi i-a dat banii. A putut la dânsa la banii uh-huh. Și i-am zis că am dat banii în parcelă. Dar Cătălin nu i-a dat banii. Stop, stop, și-ai furat, tăi? Ce-ți fur? Marfă. Mă, să fură și tu ești nebun și tu, nu-mi pune nimic. Mă, du-s în tăscu, gătă, mă, te bănțu la șeara, mă. Am văzut care și cât costă, înțelegi? Și la dânșă e, la dânșă, este promoție de asta. Cam îți iei marfă care îți trebuie, înțelegi? Îți iei marfă care îți trebuie, tot. Și plătești până la primăvară, din 6 raci, fără procente. Bună ziua! Bună ziua! Văd că vă uitați la produsele noastre. A chipul și eu, mă uit. Acum avem promoție în 6 rate, fără procent, cu livrarea gratuită la domiciliu. E mai bun, da? Ești voi cu așa, o, da? Amuia ca mulți când trebuie cumpărat normal. Eu vă spun eu, amuia ca e... Înțeles cum? Da. Înțeles cum? Nu, ia mai la mărăzut. Adică, te-a să vei și dai foc la frunză ca nu zici nu te-aș capi. Ascult, de exemplu, a cumpărat o ușă. Da. E ca ușa 2000 și acolo vreo de lei, de exemplu, da. Dar eu am schimbat în casă 10 uși. Și 10 uși, 6 uși. Și adică în total 10.000 s-o prinde lei, da. Apoi eu am pus toate ușile amu, le-am instalat, dar plătesc câte una pe, de exemplu, pe lună. Ei, da! Dar vedeam, înțeles? Și eu, dar la Olesia am zis că am cheltuit toți banii, înțeles? Și e, că am descoat ușile, cada. Ei, da! Și ascultă, atent, și i-am mai zis așa, că am plătit și pe livrare, dar la dânsă livrarea gratuită, și iară, chiar și acolo abuzunare, schema, schema și tine. Molodez, molodez, bravo, bravo. Și mâinești și eu, înțeleg, și banul. Oricum, înțeleg, tot iarnă, nu vreau să mă napreghez cu cheltuieli mari. Și să-ți spun, băi, până la primăvară, îmi place, banul încă s-alțin la mine. Și ai banul tău, da? Poți să te duci așa la bar să iei, da? Și la bar, mă duc cu mine, la mașină. Eu mă trebuie să-mi cumpăr parbriză, că n-am năștit eu cu banii ăștia, că dacă... Bun, dar pe Olesia nu știi. Cum să știi, ce să știi, dar tu-mi zici, normal, cum i-a zis de asta și eu, tot e gândit așa, știi? Și ai bani, ai tot. Ai, da, ui, da, și, da, da. Dar ești, ei, și vecina mie, ui, ui. Înțelegi, la mine îți spunești că eu am făcut fix așa cum, așa, ca cu offshore nu e șita. Și tata, am înțeles că avem un secret la 3? Adică și ce? Sau poate un secret la toți 4? Adică și? Mama! Stai leacă, se cu tine, se, da, mieș, nu mă tine, șerbântat așa deoată, se, se momente, dar... Păi am auzit că vorbea acolo despre bani, despre frunză, despre... Ei, dar nu, dar că nu, băi, mă rog, și nu sunt așa un mic secret, eu față de Olesia, dar nu trebuie să mai știi de amtățile, știu de amătoi, nu trebuie, probleme. Las tu, dar cu parbrizul cum facem? Că eu asta, că tare pentru asta... Care parbrizul? Și cu ăștia, tot normal, și așa la Duster? Uite la ei, tot normal, sunt în mișă, asta e, cum, se întâmplă, cu natura, nu-ți pui, tot normal, Catar, eu tot așa m-am gândit, da? Și tu mai gândi, auzi, tu-te... Poate să te ajut ceva, nu? Nu, trebuie, nu te ajută și cu tine, dar păi, să răsi mare, Mihai, suntem de păstrat, înțeleg, că tu să mergi cu aici, cu... Tu să mergi cu fotbalistul, trebuie să te păstrăm și, dar nu știu ce mâini pe mâini și tu, poate juca. Și du-te mâncai, gândi în casă, fă un duș. Relaxați-o, leacu, sucă părul cu fienul, dă-i o leacu, balsam, cu ceva și tu. Odihnește, tot normal, bun? Cu Mihai, inginer. Inginer am și eu țălate. Bun? Poți să aprind și lumina? Dar până nu-i mai faci cât pentru neric îmi la prin casă. Du-te, auzi? Du-te, bun, dar normal. Eu dau Olesia. Am închis fermoarul. Bine. Ne-am înțeles? Da. Bun, Mihaiț, e ca și noi. Alo, eu sunt taxi, m-am pornit. Tu ce faci? Da, ce fac? Eu stau în pat, mă uit la televizor. Adică stai la televizor. Cum? Păi? Ești stânge mai repede televizorul, că iarăși tata să-ți spună că cheltuie internetul. Tata, ce faci? Tata? Îmi faci ceai.
Adică îți faci ceai. Da, te rog, ceai cu romaniță și o linguriță de zahăr. Da, păi de curubolă să-i fac. Da, Mihaiță, Mihaiță, de romaniță cu o linguriță de zahăr, da. Da, și m-am frică.